Bună ziua! Numele meu este Sorina Mihaela Stoian și vă voi delecta astăzi cu o trecere în evidență a teoriei referitoare la mulțimea numerelor întregi. Însă, înainte de a intra în noțiuni teoretice, am ales să încep această lecție cu un citat întâlnit la Olimpiada de Lingvistică, un citat, o strofă mai bine spus, care îi aparține academicianului, regretatului academician Solomon Marcus. Acesta spunea că zero și infinit sunt frați, parcă scofunie legați, nu-i poți vedea, nu-i poți palpa și oricât ți-i vei apropia de tine, se vor separa. O ficțiune s-a amândoi, dar ne ajută la nevoi. Fără ei, ce-am face noi? Sunt ei certați sau împăcați? După cum observați, aceste versuri sunt pline de înțelesuri, înțelesuri subtile, care de fapt ne arată că aceste numere naturale, extinse ulterior la numerele întregi despre care vom vorbi astăzi, au o serie de mistere, o serie de probleme care, dacă suntem atenți la ele și vrem să ni le explicăm, de multe ori nu reușim. Da? Deci observați aici cât de frumos spune că zero și infinit sunt frați. Ieșind din această sferă poetică, o să începem teoria legată de mulțimea numerelor întregi. După cum am spus, numerele întregi reprezintă o extindere, de fapt, a numerelor naturale și, dacă vreți, o extindere a strofei pe care tocmai am citit-o anterior, în care am spus că zero și infinit. Aș spune acum, l-aș adăuga acum în acest preambul și pe minus infinit. De ce nu? Da? Pentru că orice număr întreg poate fi scris sub forma numărului plus n sau minus n, unde n este număr natural oarecare. Numărului 0 nu îi atașăm niciun semn, pentru că nu putem spune plus 0 sau minus 0. 0 este pur și simplu numărul nul. Numărul care are valoare nulă. Mulțimea numerelor întregi se notează cu z. Și poate fi reprezentată în această ordine mai puțin obișnuită, pe care am ales să o scriu eu aici, 0, 1 și perechea lui minus 1, 2 și perechea lui minus 2, 3 și perechea lui minus 3. Cu alte cuvinte, mi-ar plăcea să spun că orice număr natural are o pereche. O pereche care se scrie sub această formă. Perechea lui 5 va fi minus 5. Bineînțeles că această mulțime a numerelor întregi poate fi împărțită în mulțimea numerelor întregi pozitive, 1, 2, 3, 4 și așa mai departe, și mulțimea numerelor negative, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 și așa mai departe. Deci, mulțimea numerelor întregi Z nu este altceva decât o reuniune a mulțimii numerelor întregi pozitive, care de fapt sunt numerele naturale nenule, 0 și mulțimea numerelor întregi negative. Reprezentarea pe axa numerelor întregi ar fi următoarea. Deci axa numerelor, care are sensul de la stânga la dreapta, punctul fixat, numit origine, punctul fixat numit origine, îmi cer scuze pentru aceste linii care apar în plus, în sensul pozitiv avem plus infinit, în sensul negativ îl avem pe minus infinit. De la 0 spre dreapta vom reprezenta numerele 1, 2, 3 și așa mai departe. De la 0 spre stânga, simetric față de numerele naturale, valorile
Întregi negative, minus 1, minus 2 și așa mai departe. Bineînțeles că vom fixa pe această axă și o unitate de măsură. Și după cum am spus, fiecare număr pozitiv va avea o pereche negativă. Fiecare astfel de valori putem asocia un punct. De exemplu, punctul A de coordonate 2, punctul B de coordonate minus 1 și așa mai departe. Pe mulțimea numerelor întregi apare definiția modulului. Adică pe această mulțime putem vorbi despre modulul unui număr întreg. Modulul sau valoarea absolută a unui număr întreg reprezintă, de fapt, numărul respectiv, dacă el este pozitiv sau opusul acestui număr, dacă el este negativ. Această definiție ar putea fi scrisă și astfel. Modul de x este egal cu x dacă x este mai mare sau egal cu 0, adică exact ce spuneam, numărul respectiv dacă el este pozitiv și opusul numărului, adică minus x, dacă x este negativ. Unde, bineînțeles, x este orice fel de număr întreg. De exemplu, dacă avem modul de minus 10, modul de minus 10 va fi egal cu 10. De ce? Pentru că, dacă aplicăm efectiv, mot-a-mot, definiția, minus 10 este negativ. Da? Este, deci, minus 10 este negativ. În concluzie, ne încadrăm pe ramura 2 a definiției. Deci, am putea scrie că modul de minus 10 este egal cu opusul acelui număr, adică minus minus 10, adică 10. Un alt exemplu ar fi modul de 7. Păi 7 este pozitiv. În concluzie, conform definiției, ne încadrăm pe ramura 1. Dacă 7 este pozitiv, înseamnă că modul de 7 va fi egal cu 7. Asta înseamnă, de fapt, modulul unui număr. De asemenea, modulul unui număr intervine și în diverse ecuații cu modul, despre care o să vorbim în altă întâlnire. Operațiile întâlnite pe mulțimea numerelor întregi sunt adunarea, care este comutativă, asociativă, elementul neutru este 0 și orice element are un opus, adică orice număr întreg, oricărui număr întreg îi corespunde un opus notat minus A, în așa fel încât numărul adunat cu opusul său să ne dea elementul neutru 0. Aș exemplifica aici, de exemplu, dacă avem minus 3 plus minus 5. Minus 3 plus minus 5 înseamnă minus 8. Sau dacă avem, în cazul asociativității, să luăm un exemplu, minus 2 adunat cu minus 1, totul într-o paranteză, adunat cu minus 5. Vom obține minus 3 minus 5, adică întâmplător, minus 8, la fel ca și mai sus. Referitor la elementul opus, dacă aveți, de exemplu, 7 adunat cu minus 7, 7 adunat cu minus 7 ne va da 0. Bineînțeles că scăderea numerelor întregi nu este nici comutativă, nici asociativă. Înmulțirea. Înmulțirea are și ea aceste proprietăți de comutativitate, asociativitate. Elementul neutru este 1, adică orice număr întreg înmulțit cu 1 ne va da numărul respectiv. Și este distributivă față de adunare și scădere. Această proprietate, la fel ca și în cadrul numerelor naturale, este foarte utilă, aplicată invers, adică aplicată din punct de vedere al factorului comun.
Da? Pentru că observăm că distributivitatea adunării față de distributivitatea înmulțirii față de adunare nu este altceva decât relația factorului comun privită de la dreapta spre stânga. O altă operație este ridicarea la putere. Ridicarea la putere în care baza este înmulțită cu ea însăși de câte ori ne spune exponentul. Și avem că orice număr la puterea 0 este 1, orice număr întreg la puterea 1 este numărul însuși, 1 la orice putere este 1. Dacă înmulțim două numere întregi, copiem cu aceeași bază, copiem baza și adunăm exponenții. Dacă împărțim două numere întregi cu aceeași bază, copiem baza și scădem exponenții. Dacă avem ridicare la putere și la altă putere, ridicare succesivă la putere, se copiază baza și se înmulțesc exponenții. La ridicarea la putere aș ține să menționez faptul că dacă avem minus 1, un număr negativ, la o putere pară, știm că forma unui număr par este, unui număr natural par este 2n, va fi întotdeauna 1. Un număr minus 1 ridicat la o putere impară ne va da întotdeauna minus 1. Acestea sunt operațiile cu numere întregi. Sper că v-am fost de folos. Vă mulțumesc pentru atenție și sper că aceste noțiuni teoretice pe care vi le-am recapitulat să vă ajute în rezolvarea exercițiilor pe care le întâlniți în diverse teste și cu lege. Mulțumesc! Thank you.